Bun salutare troși, ne regăsim la walkthrough nostru la Assassin's Creed Revelation. Puțin lag și hai să vedem care misiune mai aproape. Bun, nu vreau pe aia, hai să facem asta. Da, dacă tot ne îndreptăm spre, hai ne uităm și la punctul ăla. Bun, deci stai să dau un pic sunetul mai tare când au nimica. Ok. Mai e câteva zile și încep școala și cum am zis, nu o să mai pot să filmez atât de multe videouri. Ok. Așa. Ok, tipul ăsta va muri. Mort. Așa, oh, unde asta? Ua! Hai mă, ești tare. A, vrei și tu. Hai băieți, pe ei. Dă-i. Hai că vă descurcați. Bravo, așa închinite în fața mea. Ok, hai să continuăm. Hai mă, să uite. Ok. Și tot așa. Stai să-l agățăm cu ăsta, dacă aș putea. Te pule, du-te jos. Mamă, și ce fel s-a dus. Ok. O luăm așa. Prinde-te ca să nu pierdem viață. De aici sărim așa, n-avem ce face. O iei pe stradă. Să fim atenți să nu sară vreunul cu cuțitul la noi să ne ia banii, dar ar fi bine. Deoarece l-aș putea omorâ înainte ca el să mă atace și îi fur eu banii lui, că dar de fapt putem scăpa și dacă ne prindem pe la spate decât să ne ameninți. Serios. Ok. O luăm pe aici. Am văzut-o de aia, dar na, hai să o luăm. Oh, încă un tip de ăla. Serios, da, chiar n-am chef. Deci o să-mi trimit asasin doar când pot. Băieți, pe ei. Bun, gata. Băieții mei s-au dus. Urmează să-l promovez pe un tip. Da, frumos, numai și mișcarea. Ok. Hai pe aici. Ok. N-am mai făcut nimic, n-am mai jucat deloc Assassin's Creed decât când am filmat, deci mai mult am jucat Prototype, deci după ce am sabladez această parte, am să filmez Prototype, de-abia s-a terminat de uploadat Transformers Fall of Cybertron, care l-am filmat aseară. Doar ce acum este... Încât suntem azi? E, oricum e joi, nu sunt sigur încât suntem. Ok. Hai mă, să uite. Haide. Hai mă. Așa, hai că poți acum să sări mult. Ok. Așa. Ne suim. Tot pe aici și hai. Hai mă, suite. Ok. Ce e aici? Oh, un chest. Perfect. Are bani, cred că. Nu, n-are bani. Mai sus. Aaa, pe bune. Trebuie mai sus. Ok. O, iată la aici. Bun. Stai mă, unde... Băi. Aoleu, ce mă enervează Ezio câteodată. Ok. Mamă, ce priveliște, wow. Dintre mai oraș. Ok, hai mă. Și am o idee cum să ajungem mai repede. Fără să mai sărim în aia cu fân și toate cele suite. Ok, și acum vom folosi o metodă foarte drastică. Parașuta.
Ok. Încercăm așa să aterizăm fix acolo spre carte. Ok. Ne învârtim, încerc să ne dăm acum așa spre carte. Și bun. Ce? Ce cu tipul ăsta? Doamne. Așa am băut și o gură de apă. Ok. Ce? Ce că zis de diavol? Doamne, asta credea că zis diavolul, aoleu. Ok. Hai mă să... Ce? Ți-au luat pachetul? Nici o grijă, eu sunt aici. Mă duc cu două... Cu doi asasini, cu un topor și cam atât. Așa. Deci, în... Fără să fiu detectat sau detectat? N-am citit. Deci asta i s-a pus să văd. Deci... Nu-mi pasă, nu mă chinui eu cu asta. Stăm de... Noi stăm deoparte. Și intrăm... Oh, și tipul are topor ca al meu aproape. Sau e ca al meu? Nu, e ca al meu. Băi, ai grijă unde dai panorama aia de bombă. Stai că mai vin doi. Bă, ăștia pot să iau eu singur. Cred. Ah, fuck. Nu contează, haide. Ok. Da, ne auto, eu deja n-am nicio problemă. Eu merg printre ăștia. Ah, n-am mai reușit Double Assassination. Ok, băieți, eu n-am, băieți, eu n-am nicio problemă. Stai, că am o idee. Ca să-l omor pe tipul ăla, hai ceva care n-am mai folosit. Ei, hai că folosesc o travă, vreau să-l văd cum... Hai mă, ce faci? Ratezi? Gata, deci deja... Cum frate, n-are... o travă? Ba da. Oricum s-a dilit de-al naibii. Nu știu cum am făcut asta, dar mi-a plăcut. Na, mă, firai al naibii, na. Stai, că eu vreau pe bombe de astea. Tu! Mor, firai al naibii să fii. Hai să-i controlăm totuși că am nevoie de niște medicamente. Ok, și sunt sigur că trebuie să aibă. Ok. O, o travă. Ok, ne-am făcut cu chestii. Tu ești mort. Hai să căutăm. Noi. Noi nici ăla. Noi. Noi. Hai să mergem sus.
Noi am găsit interact. Ah, le-am luat. Escape in the area. Scap imediat. Hai, Ezio, uite înapoi. Hai, mă. Ieșim imediat din arii. Hai, mă, uite pe aici. Dacă am ieșit pe aici, am... Gata, am scăpat. Să ne întoarcem înapoi la magazin. Ok, la Sofia. La magazinul ei de cărți. Ok. Să-mi așez un pic căștile mai bine. Ok. Și să mergem și o să mai facem o misiune, deoarece acum mă simt mai bine și pot să filmez ca lumea. Assassin's Creed Revelation. Ok. Dă-te bă. Nu ești hoț. N-am nevoie de mercenari. Atât timp cât am asasinii mei, nu mai recrutez. Nu mai trebuie să dau bani pe mercenari și pe toate cele. Dacă vreau să ajung undeva, mă duc eu, asasin înaintea mea, îi asasinează, iar eu rămân invizibil. Ok. Așa, hai că ajungem repede. Ok. Hai, hai. 100 de... Hai, stai un pic, dacă tot am ajuns aici. Ok, dacă tot am ajuns. Space. Așa. Ăsta era nivel maxim, deci n-am probleme. Și tu, tipule, acum că ești cu ăstea, hai. Și mi se pare că o să ai topor calm. Nu? Nu. Deci băieții au acum arme. Ok. Tu, la armură, să-ți facem armura la maxim. Ok. Tu n-ai niciun punct. Tu ai două și... Mai întâi le pun pe armură și apoi pe arme. Ok. Deci stai să văd. Deci am patru băieți asasini și patru fete asasini. Wow, deci... Am echilibru total. Ok, văd că toți ai mei ăștia au armură bună. Hai să-i trimit în misiuni, deci vreau să fac asta. Hai să-i trimit în cea mai periculoasă misiune. Asta câștigă... Hai pe asta, na. Wow, deci dacă-l trimit pe... Hai să-i trimit pe ăștia de level 4. Ok, îi trimitem și pe... N-avem bani să-i trimitem, ok. Hai, gata, am trimis doi asasini, ajunge. Ok. Așa, și hai. Costă bani câteodată să-i trimitem în misiuni și asta e nașpa. Dar oricum ne aduce bani înapoi. Mai mulți, de fapt. Ok. O luăm așa. Mort. Ne-a văzut, dar n-a mai apucat să strige după ajutor. Așa. Ok, ne-am prins. Sărim aici. Ne dăm drumul. Și gata, am ajuns la magazin. La shop, wow. Lutipa asta. Ok. Dacă continuăm misiunea, nu știu. Chiar nu mai știu. Oh, de ce-i lag? Ok. Hai, las, că n-am pățit nimica. Stai, nu-mi zic că-i manuscrisul ăla care ți l-am adus ție. Oh, iar lag. Stai, ghicesc că trebuie să mă duc după o carte, nu? Sau după o cheie, nu? Ok.
ce? Cum zici tu, Ezio? Oricum. Mai e mult până terminăm jocul ăsta, mai e. Am găsit de bea ok. Ah, prima carte, hai să o găsim. Da. Cum zici tu? Așa. Hai mă, termin odată ca să plec în misiune. Ok. Ce tare arătăm noi cu armura așa, cu arbaleta în spate, deci n-avem nicio problemă. Da, o să apară armuri mai bune, deci ar trebui să strângem bani de acum. Ok. Și hai să ne ducem la după carte. Oh. Nu-i departe cum știam, așa. Stai că mi se pare că e unul aici. Ce frumos am picat noi jos. El n-a știut nimic, ca și știu unde e. A, gata. A, aici trebuie să o caut, las că știu unde trebuie să mă duc să o caut. Dar de ce trebuie să mă sui sus, aoleu? Nu-mi place că trebuie să mă sui. Na, că m-am suit aici, unde? Mai sus. Stai. Eu deja știu unde e cartea, dar el vrea să mă sui. Aoleu, cu suitul lui. Hai mă, suite. Ok. Ne dăm mai așa ca să putem continua să sări. Stai că trebuie să ne dăm mai așa. Ok. Prinde-te. Uite așa. Ok. Și bănuiesc că trebuie să mă duc pe ăsta, nu? Nu, tu mai acolo, aoleu, mai sus. Aoleu, dar așa. Deja știu unde e cartea, să vedeți că o să fie pe acolo, exact acolo. Adică unde se uită Ezio exact cu privirea. Deci, acolo-i. Wow, lag. Deci, ce am zis? Știam deja unde e. Ok, stați că s-a cam blocat. O să ne aducem cu parașuta. Ah, a sărit el direct. Ok. Și să ne suim. Da, cartea asta o să ne duc la următoarea cheie a Masiav spre biblioteca lui Altair. Ok. Așa. Să mai beau o gură de apă că el caută ce caută. Ok, și a găsit cartea. Să uită și el așa în carte, curios. Gata, am terminat-o? Stai. 19 minute, să fac 20. Cartea așa. Ce aici? Misiune. Îmi garantez că e misiune. Aici e tot la pătratul ăsta, e tot misiune. Misiuni secundare. Misiune. Misiune oricum, dar n-am chef să mă duc acum, deci cam asta a fost și cu această parte din let's play-ul nostru la Assassin's Creed Revelation. Dacă chiar va... Oh, show walkthrough-ul nostru, pardon.
Dacă chiar v-a plăcut, nu uitați dați like, subscribe în cazul în care vreți să vedeți când apare partea următoare. Comment dacă vreți să ne știți ceva. Un share m-ar ajuta chiar foarte mult. Dar până data viitoare vă spun bye bye.